Ce tip de personalitate ai după forma nasului tău? Nasul acvilin. Persoanele cu un astfel de nas au adesea opinii puternice și gânduri profunde. Aceste persoane își apără valorile și doresc să își asume riscuri. Principala lor trăsătură de personalitate este dorința sacrificiului de sine. Sunt grijulii, înțelepți și modești, dar uneori au și o mică umbră de răutate. Nasul grec. Caracteristica principală a acestor persoane este loialitatea. Nu te-ar trăda niciodată și nu ți-ar dezvălui niciodată tainele lor. Dar acest lucru funcționează în ambele sensuri. Încrederea lor trebuie să fie câștigată. Nasul mic este probabil cel mai frecvent tip de nas. Persoanele cu un astfel de nas sunt susceptibile în a obține ceea ce vor. Ele sunt persoane hotărâte și ferme și își planifică timpul cu o eficiență extremă. Ele sunt de asemenea spontane și foarte active. Când trebuie luată o decizie importantă, aceste persoane se bazează pe instinctele lor. Persoanele născute cu nasul strâmb sunt afectuoase și concentrate pe munca lor. Ele sunt caracterizate de o personalitate decisă și puternică. Sunt carismatici, naturali și prieteni buni. Știu să facă pe ceilalți să se simtă în largul lor. Tipii cu nasul strâmb sunt dezghețați, buni ascultători și, în general, oameni buni. Cine are nasul mare, cu nările mari, e o persoană care îi place să comande, puțin egocentrică, independentă. Vrea să se izoleze uneori de ceilalți.